Bună ziua și bine v-am găsit la Profanda. Bine ne vedem, dragule. Bine ne vedem. Așadar, iată un nou început de activitate. În clasa a treia suntem acum, Mario, nu? Te salut cu drag. Să spun că mă bucur mult că am debutat cu lecția și acum începem. Deci tema pentru a doua zi, suntem obișnuiți, pentru acasă, așa spuneam, nu? Da. Clasa a treia, poate, 25. Azi de 25 a 9 2018. Așadar, dragilor, fiind și o primă lecție, eu am să încerc așa o fel de recapitulare, să se spunem, a lucrurilor din urmă și mai intrăm și o problemă, două, câte ai tu să le vedem, da. Să le facem, da? Iată despre ce este vorba. Noi am insistat și vreau să clarificăm foarte bine ordinea efectuării operațiilor, da? Ordinea efectuării operațiilor, într-un exercițiu. Și acolo se întâlnim și adunări și scăderi și mulțiri. Și, eventual, facem și o primă chestiune cu împărțire. Așadar, te rog să spune, să începem. 37 minus 39 plus 43 ori 75 minus minus 200 2013 totul într-o paranteză înmulțit cu 2 cu 2. Egal. Ia să vedem cum ne propunem să facem așa scriști. Mai întâi împărțirile și mulțirile. Împărțirile și mulțirile, dacă într-o și paranteza asta, cum o vedem, deci ne preocupăm să facem înmulțirea asta. Avem o singură înmulțire, nu? De făcut. Cum propui să o facem pe asta? Nu se poate. Une sub altele parții și să ții la îndemână, așa, da? 43 ori 75. Te rog să înghitezi, eu știi bine, scriu foarte repede după... 5 ori 3 este egal cu 15, 5 ori 5. Așa. 5 ori 4, 20, cu 1, 21. Dar tu știi foarte bine că 1 aceea a fost 10, nu? Da. De aceea adunăm la 5 ori 4, 20 da. Și punem 1 acela, la ordine de 10 ori. Acum mai departe. Punem un 0 sub 5. Așa, ca să nu cădem în 10-a aceea, da? Blocăm, cum se spune, în cifra unităților. 7 ori 3 da. Este egal cu 21. 1 și 2 reținem. Da. 7 ori 4 este egal cu 2... 7 ori 4... Nu, nimic. Se întâmplă fiecare și nu mi se întâmplă. Uneori aș să rămân. 25. Da. 25. Bun. 5. Dar ești sigur că 25 sau... 25, 7 ori 4 plus 2, 27. Da. 27. Ai avut un moment de ezitare la 7 ori 4, da. Nu? Acest 7 ori 4, când ai zis 25, din experiența care o ai tu, dacă nu ești sigur, trebuie să găsești o idee să te poți agăța, că nu poți să-ți permiți să scrii unde e rezultat. Eventual să greșești, ai dat tot ieși peste cap. Deci, să încercăm un pic la 7 ori 4 ăsta. Cum ai gândit tu ca să poți face, să fii sigur că e 25? Ai vreun reper? Nu. Dar ce înseamnă 7 ori 4? Nu, am făcut 32 minus 7. Cât? 32 minus 7. 32. 8 ori 4 face 32. 8 ori 4, dar aici avem 7 ori 4. 8 da. Ori 4, da? 32. Și din 32 ai scăzut cât? 7. 7. Îmi dă 25. Păi hai să vedem. Deci 8. 8 de alte 4, da? 8 ori 4. Ai făcut câți? Ce înțelegi tu prin 8 ori 4? Înseamnă așa. 4 plus 4 plus 4. Plus 10 ori 4 se egal cu 40. Așa. 4 minus 4 minus 4, 32. Deci, la 8 ori 4 e clară chestia, că 8, 10 ori 4 fac 40 și da. Acum ai scăzut, bun. Dar ce înseamnă? Deci 8 ori 4 fac 32, da? Da.
Dar ce înseamnă 7 ori 4? Ce înțelegi tu prin 7 ori 4? Câți de 4 sunt acum? Nu sunt 3 de 4. Oh, 7 de 4. Înainte au fost 8. Da. Și au făcut 32. Și acum dacă sunt mai 7 de 4? 32 minus 7. 32 minus? 4. 4! Atenție, că 7 ori 4 înseamnă așa. 4 plus 4 plus puncte, puncte plus 4. Bine, deci... dar 6 ori 4 este 24. Păi... 24 plus 8, 28. Păi vezi, te puteai agăța acolo. 6 ori 4, 24. Că, vezi, tu trebuie să cauți o tehnică prin care să, cum să spui, să ai un punct de sprijin. Nu poți să-ți dai drumul ăla. Ai văzut ce, ce greșeală ai făcut tu? Hai să vedem dacă tu descoperi greșeala, că mă interesează foarte tare. Nu am agățat de ceva. Nu, tu ai zis așa, că 8 ori 4 fac 32. Da. Deci, atenție, când zic 8 ori 4, e vorba de câți de 4? De 8 de al de 4. Da? Când zic 7 ori 4, nu scădem care... în 4. Măi, scădem în 4, că nu, nu sunt 8, ci numai 7. Și atunci trebuia să te agăți așa. Tu ce ai făcut? Ai scăzut din 32 în 8. Un 7. Un 7? Așa, un 7. 32, deci era cu totul și cu totul altceva. Deci, insist. Trebuie să înțelegem foarte bine. 8 ori 4. E vorba de câți de ani de 4? 8. De 8 de ani de 4. Acum, e vorba de aici, 7 ori 4, 7 de ani de 4. Acum, tu ori te-ai învățat așa cum ai știut, referul ăsta 32. Da. Ori puteai să spui că 7 ori 4 e ca și cum aș spune 4 ori 7, 4 de ani de 7. Că aici faci tu confuzie. 4 de ani de 7. Și aici 4 de ani de 7 poți să zici 2 de 7, 2 ori 7, plus încă 2 ori 7. Cei 2 de 7 cât fac? 2 de 7, 14. Și ăsta alt cât ar fi? Tot 14. 14 și 14? 18. Vezi că poți ajunge foarte repede. Deci nu-ți permiți, când ai o inexactitate, nu-ți permiți să o arunci acolo, ci mai degrabă mă analizezi un pic. Aici, dacă nu mergeam pe varianta, că... chiar așa, cine fac 25? Că ai zis tu 7 ori 4, 25. 55. Păi vezi, bă, păi vezi, păi dacă acolo e 25, bă, nu discutăm. N-ai voie să greșești. Mi-ai zis, măi, dacă mi-a ieșit prost. Nu, 25 nu se poate. Nu se poate. Cine fac 35, bunoare? 5 ori 7. 5 ori 7, vezi? Vezi? La mulțirea cu 5 se termină fiind 5, fiind 0. Nu? Așa, din 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20. Ei, bun. Hai să ne întoarcem în ieșitul nostru, că nu degeaba am insistat aici. Dragule, Mario, nu degeaba. Să știi că până când tabla mulțirii își găsește locul foarte bine în mintea noastră și nu greșim nicio clipă, trebuie să găsim puncte de reper, adică de susținere. Să vedem în stânga, în dreapta, de cine ne folosim, să nu aruncăm vreun rezultat, un singur rezultat greșit, ne dă totul peste cap. Ai înțeles, da? Deci, 7 ori... 4 este egal cu 28. Și câte lăsăm noi în urmă, am și uitat. 4, cu 2. 2. 2 am scris aici. Așa, așa. 28 și cu 2. Dar este 4 și cu 2. E 7 ori 4, 28. Deci 4, 6 și cu 2, 8. Încă o dată, nu mi-e clar. Deci, 5 7 plus 0, 3, 5. 7 ori 3, vezi? 5 plus 0, 5. Nu adun încă, eu m-am terminat aici în mulțirea asta. 7 ori 3, încă o dată zis? 7 ori 3 este egal cu 2, nu. 21. Sigur? Da. Bă, convinge-mă. 28 minus 7. Așa, de la 4 ori 7 că am discutat, că și eu am făcut cât 28. Acum îți cam în 7 și 21, foarte bine. Așadar, punem aici 7 ori 3, 21, 1 și 2 ori 4. Reține 7 ori 4? 7 ori 4, 28. Și cu 2? 30. 30, vezi? Mai e să fim precis, exact, nu avem voie să greșim. Așa, da?
Acum să adunăm și să vedem cât ne obținem. 5 ai spus, parcă? 5, 2, da. 2, da. 3. 3. Bun. Și iată că am făcut rezultatul ăsta. E 3225. Deci vom avea egal mai departe cu 37 minus 39 plus cât am găsit aici? 3225 minus 2013 totul de mulțit cu 2 este egal cu. Te rog să mă conduci mai departe și să-ți spui. 37 minus 39 nu se poate. Vom face 37 plus 3225 și 39 plus 2013. Deci, îi organizăm pe cei cu plus în prima parte. Deci vine 37 plus 3225 și minus 39 și minus 2013. Am făcut asta de multe ori noi. Mai când în ordinea în care întâlnim operații de același nivel nu ne descurcăm, procedăm așa cum am făcut aici. E cam mai departe. Te rog? Da, trebuie să spuneți 39 plus 2013. 39 plus 2013. Am greșit aici, nu? Da. Sigur? Da, pentru că 37 plus 320 fac un număr. 37 plus 320 va da un număr. Da. Apoi. 39 minus 213 va da un număr mai mic. Și trebuie să adunăm minus... Băi, dar nu te amintești tu că noi făceam așa, mă? Amândoi sunt de același fel. Și fiind negativ amândoi, tu trebuie, spui că trebuia să spune aici 2000 plus 2013? Da. Păi nu e cu minus, așa e el aici. El a rămas pe locul lui și e cu minus. Deci, atenție, când noi ne schimbăm ordinea, pe 320, 3225 l-am pus aici, dar l-am pus cu plus pentru că plus avea el în față, rămas minus 39, nu știi cum procedam, ce e cu plus în prima parte, ce toți cu minus sunt la sfârșit. Nu făceam așa. Da, da, adunam ce e cu minus. Hai, păi adunăm. Eu m-am adunat 39, toți cei cu... Îi adunăm și facem unul mai mare cu minus. Foarte bine, îi adunăm, clar. Așa, dar ia să vedem cât face aici, deodată, fum de desubt. 7 cu 5 este egal cu 2. Da. 3 cu 2, 5. Da. 2, 3. Așa, 17 cu 5 câte zic? 3252. Sigur? Da. Ia să mai facem o dată. 7 cu 5. Nu. Bă, băiete, mă, ce faci, mă? 3262. 3262, sigur? 5 plus 7 este egal cu 2. Așa, 12. 3 plus 2 este egal cu 5, cu 6. Așa, da. Convinci, trebuie să mă convingi. Și minus, vedem cât este, cât înseamnă tot ce e cu minus. 3, 2. Cât? 9 cu 3, 2 și da. Nu ține. Da. 3 cu 1, 4 și cu 1, 5. Și 20. Și 20. 20, 2052. Deci 3262 ori cât ori 2 trebuia. Și egal mai departe cu? 2 minus 2, 0. 2 minus 2, 0. 6 minus 5, 1. Da. 2 minus 0, 2. Da. 3 minus 2, 1. 1210. Ori 2. Și iată rezultatul. Egal, 0 ori 2, 0. 0 ori 2, 0. 2 ori 1, 2. Da. 2 ori 2, 4. Da. Și 1 ori 2, 2. 2. Acesta este rezultatul final, 2420. Ei, ia să încercăm noi o primă împărțire. Cât este oare 2420 împărțit la 2? Cât crezi tu că este 2420 împărțit la 2? Eu? Da, da, spune tu. 1211. Deodată? Da. Cum ai făcut? 240 împărțit la 2. Așa. Și 1210 dă
plus încă o dată 2420. Așa, deci împărțit exact în două, sunt împărțit în două. Cu alte cuvinte, ai împărțit întâi miile, doi. Nu, nu împărțit miile. Nu, tot de la te-ai gândit, nu? Da. Ai gândit deodată că 24 împărțit fac, la 2 fac 12. Dar dacă zice așa, 2 împărțit la 2, deci 2 ăsta împărțit la 2 face 1. 4 ăsta împărțit la 2 face 2. 2 ăsta împărțit la 2 face 2. Cât e bine? 2 împărțit la 2 face 2? 2 împărțit la 2, da. E bine? 2 împărțit la 2 face 2? Păi ce v-am împărțit la 2? 2, dacă îi împarți pe 2, îl împarți la 2? 1, dar nu mă lăsa să greșesc, văd că era greșit. 1 și 0 împărțit la 2? 0. 0. Cât vreo dată? 1210. Cum ai făcut și tu? 24 împărțit la 2, 12. Deci, fii atent. E o șmecherie foarte tare asta. Deci începem de la dreapta și împărțim. 2 împărțit la 2 face 1. De la stânga. De la stânga, da, corect. De la stânga spre dreapta. 2 împărțit la 2 face 1. Adică miile le-am împărțit. Când mă, fiindcă nu mai rămas nimic, ne-am dus la cine, cine să sunt? Sutele. 400. Împărțit la 2, 400 împărțit la 2 face 2. Și zecile. 20. 20. Împărțit la 2, 10. Așa. 0 împărțit la 2, 10. O, stai, mă. Dar dacă ar fi fost 3420 împărțit la 2? Ei, na, acum asta te bate. 2210. Sigur? Dacă ar fi așa, când le adunăm încă o dată cu 2000 și cu 2000, cât ar face? 4000. Hai să gândim așa, 3000 dacă împarți în 2. Păi vreo șmecherie, dar trebuie să o descoperi. Era ceva. Hai să o luăm așa cum ai făcut tu mai înainte. Miile. Deci cum s-ar scrie asta descompus? 3000. Hai să scriem descompus. 3000. Da. Plus 400. Plus 400. Plus 20. Da? 20. Și unități 0. Da. Nu sunt 20. Și toate astea îi împărțit la 2. Și hai să încercăm să facem noi așa împărțirea. Da. 3000 împărțit la 2 putem face? Da. Cât faci? 50. Cât? 1500. 1500. Bun. Plus. Ne ducem la 100. 400 împărțit la 2, 2000. 400 împărțit la 2. 200. Plus 200. Și 20 împărțit la 2? 10. Plus 10. Plus 10. Ia să vedem cât obținem în total. 1710. 1710. 1700, ai spus tu? 10. Bă, dacă am făcut bine, ar trebui să mulțim cu 2, că 1710 da. Mulțim cu 2, și să vedem dacă ne dă exact rezultatul ăsta. Deci să mulțim pe 1710 cu 2, da. Să vedem dacă ne dă rezultatul 3420. Ok. Eu să vedem dacă e o probă asta. Da? E proba. 1710. Hai mă, vreți să o doi, ca să mai fie... Ori doi. Nu, ca... nu mai scrieți încă o dată, ca să fie... Ori așa, ori așa. Dar dacă ar fi de 5 ori, n-ar scrie de 5 ori, no. Mă enervează asta. Nu, mă, o supăr. Deci ori doi. Hai, eu zic ori doi așa cum. 2 ori 0. De ori 2. Da? 2 ori 1, 2. 2 ori 7, 14. 2 ori 1, 2 și 1, 3. Cât ți-o dat? E bună mă treaba, am făcut bine. Foarte clar. Deci, de la stânga la dreapta, am descompus numărul, dar am muncit cam mult. Ia să vedem șmecherea de sus, nu merge? Ia să vedem. 300, 3420, împreună facem asta, da? Împărțit la 2. Egal cu. Deci, dacă ar fi fost 2000, ar fi fost bine. 3000 acum, da? Nu-i nimic. Zicem, 2 în 3, cât merge, de câte ori merge 2 în 3? O dată. Spune o dată. Și acum mulțim. 1 ori 2 fac 2, deci 2000
praștii, tragem linie și scădem. 3, 2, 1, adică e mia. E vorbim miilor. Și până coborâm următoare cifre. Pe 4. S-a făcut 14. 2 în 14. Cât ori? 2 ori cât fac 14? De 7 ori. 7 ori? Păi ce? Păi stai și te gândești. Între 2 ori cât se facă 14? 2 ori 7. 7 ori 2 face 14. Nu rămâne la scădere nimic. Adică și la sute și la mie s-a terminat. Și coborâm acum următoarea pe 2. Să zicem 2 în 2. Înveți de odată. Odată. 1, acum ne întoarcem. 1 ori 2, fac exact 2. Și nu rămâne nimic. Și 0, adică 2 în 0, merge de câte ori? De 0 ori. Cât e rezultatul? 1700. Bă, ce tare. Mi se arată. Cum? Dar am muncit mai puțin decât aici. Nu, mult. Ți-a plăcut mai mult aici, da? Nu, mai mult în cealaltă parte. Aici, aici s-a plăcut, nu ți-a plăcut pe aici. Aici, aici cam mult, mult. Mai mult, da? Bun, hai să mai facem o altă. Uite, același număr, hai să-l împărțim la 5. La 5. E, să te văd acum. Nu-i corect. De ce nu-i corect? Sunt o singură cifră. Trebuie să vedem. Deci, cât 3420 să-l împărțim la 5. Întrebarea, crezi tu că ne dă mai mult sau mai puțin de 1710? Mai puțin. Mai puțin? De ce mult crezi tu că ne dă mai puțin? Pentru... Nu, nu știu. Adică, dacă o pâine împarți în două, sau împarți în cinci. Nu, mai mic. Sigur, împarți la mai mulți, mă, mai mulți, mă, că una era la 2 și alta era la 5 acum. Deci povestea este așa, trebuie să-ți simțim bine. Poți să anticipezi tu cam cât ar da? 3400. Păi 20 împărți. Deci ar veni de 4 ori. Deci... 20, ar veni de 4 ori. Dar unde aici începe? De sus? De partea asta altă. La mulțire e așa. Din dreapta și stânga, dar acum este invers procedura. Cam cât crezi tu că ne dă 3400 împărțit la 5? Dacă ar fi fost 3500, cât ar fi dat? 3400 împărțit la 5? Așa, cam dă tu așa un estimativ. Dă un rezultat așa. Nu știu. Nu știu, nu-ți vine. Bun, dar dacă ar fi fost 3500? Dacă ar fi fost 3500, fii atent la întrebarea mea. Dacă ar fi fost 3500? 3500, da. Cât ar fi fost la împărțirea la 5? 5... Deci, am spus, dacă ar fi fost 3500, da. Hai să ne gândim așa. 3500 împărțit la 5. Cam cât ar face? Să ne punem mintea la treabă. Deci suntem părții la 5? Lasă-mă, nu de acolo. Nu de acolo, dar suntem stânga la dreapta, la părții, invers. Și să vedem de ce. Ce nu vine în minte să facă invers? De ce nu se face tot de la stânga la mulțire? Care-i motivul? Insistăm. Dar dacă ai fost mai 35, împărți la 5? Ar veni 2500 la mulțire. 3000? Nu. Dacă ai fost 35, împărți la 5. Veni 7. 7. Dar dacă ar fi fost 350? 17 cu 2 zerouri. 700. Deci 3500 împărțite în 5 fac 700. Și fac... Acum, 3420 e mai mare sau mai mic? Te întreb, 3420 e mai mare sau mai mic decât 3500? Mai mic. Și când îl împarți pe ăla mai mic la 5, vom obține un rezultat mai mare decât 700 sau mai mic?
Mai mic. Mai mic. E foarte aproape 3400 de litri. 6020. 6000 și ceva, zicem noi. Aproape 7000. Fii atent ce tare e chestia. 600. Dacă tu te-ai pus să faci împărțirea asta și ai estimat cam cât îi obține, ești foarte tare. Că dacă îți dă... Și-au obține 620. Ești tu. Eu zic am 690. Oare de ce? Că 640, nu, 3400 față de 3500, nu? E... Că chiar că, cât e diferența asta, mă? Cât e diferența? De 80. 80. Și 700 minus 80? Și un om. Și 80 ăla când împași pe el în 5? Ar veni... Cât face 80 ăla la 5? Cred că vă mulțumesc. Păi dacă ești tare, ia să vă, 80 împărțit la 5. 80 fost, mă. Adică, 80 împărțit la 5. Nu, 75. Cât faci 80 împărțit la 5? Împărțit în 5 bucăți. Dar dacă ar fost mai 50, cât ar fi fost împărțit? Mă gândesc că 5 ar fi fost 50. Așa. Dar 80 împărțit la 5 mai mult sau mai puțin? Ar fi 19. Ia mai gândește. 80 din 5, să vă pune. Din 50 și plus un 30. Așa este? Da. Și fiecare împărțit la 5. Ia să vezi. Face odată 50 împărțit la 5. Face. 50 împărțit la 5 este egal cu 10. Și plus 30 împărțit la 5? 30 împărțit la 5, 6. 6. Și face că 10 și 6? 16. Ei! 16 împărțit la 16 ori 5? 16 ori 5, ca probă, când face, fac 80. Uite, vezi tu. 6 ori 5. Ia vezi, fac bine. 16 ori 5. Fă, proba, mă verifici. 6 ori 5 face... 30. E bine. Mă, și când a fost 3500 împărțit la 5, o da 700, iar acum că e cu cât mai puțin, cu 80, va da din 700 mai puțin cu 16. Nici cum am spus eu că 690 nu e bun. Dar m-a fost mai aproape el cu 690 decât tu cu 620. Corect este 600 cât? Nu, 684. Aia, 684. Vezi, când te apuci de exercițiu și dacă tu simți cam ce rezultat trebuie să-mi dea, 684, când îți ai aici. Mai, este extraordinar, extraordinar. Pentru că în clipa în care îți dă un rezultat diferit, spui, bă, am greșit undeva. Vezi? De aceea anticipăm. Și acum, la operația în sine, ca să facem operația asta din părțire în sine, așa, adică concret, eu să știi că am să încep tot așa. 3420, acum facem împreună, da? Te rog, mergem împreună. Împărțit la 5. Și zicem. Are o singură cifră? O singură cifră, loc. Dar 3 e mai mare sau e mai mic decât 5? Mai mic. Mai mic. Mă rog că mă face un grup de două cifre. Și 34 în 5, sau 5 în 34, de câte ori s-ar cuprinde cel mai apropiat număr de 34? 5 ori cât se face? 6. 6, mă. 6. Și acum zic, 6 ori 5, că zici... 6 ori 5, 30. Punem de desubt 30. Tragem linii și scădem. 4. Și aici nimic. Coborâm pe următoarea și îl lipim, de fapt, coborâm 10, nu? Lipim de 4 și vine 2. Și apare 42. 42 vorbim...
5 ori cât face foarte aproape de? Apoi 5 ori este 50. 8. 8 ori. 5 ori 8, 40. Și iată că aici 2. Și coborăm următoarea cifră. 0. Și face 20 ori. De 4 ori. De 4 ori. Și 5, 4 ori, 5, 20. Și iau de cum am găsit, ce fain că am găsit rezultatul 684 foarte repede. Foarte repede șmecheria asta. Ei, dacă facem așa, 3420 despărțit. Făceam 3000. Plus 420. Așa. Și 3000 împărțit la 5. La 5. Mergea de 6 ori, 600. 600. 400 acela împărțit la 5. 40 împărțit la 5 este egal cu 8. 800. 800, foarte bine, se adaugă. Nu, 80. 80. 80, 80. Da, așa. 20 împărțit la 5, 4. Și ajungem la rezultat la 5. Mai repede se împărțit. Foarte clar. Mă bucur foarte mult că și una și cealaltă. Deocamdată tu faci comparație și spui că mai rapid să faci descompunerea și pe urmă să facem toată povestea asta, da? Bă, hai că îmi place chestia asta. Ușor, ușor, dar ce descoperim noi? Putem să spunem, da, putem să spunem că tabla merge, poți face împărțirea fără și înmulțirea? Nu. Nu! Să ne spune și prietenă. Bine, da. Poți să faci împărțirea? Nu, eu zic că fără să știi bine tabla mulțirii, dar bine, fără nicio ezitare, n-ai șansă să faci împărțirea. Că nu degeaba să împărțirea acum se face. Deci tu în clasa a treia vei face împărțirea ca operație de sine stătătoare, importantă și așa cu operație. Dar numai după ce știm foarte bine tabla mulțirii. Care e concluzia după discuția purtată de noi acum? Care e concluzia ta? Ce ai desprins tu? Ce poți să spui din toată discuția noastră de până acum? Cum mai să nu știi? Trebuie să spui foarte categoric. Mi-e clar un lucru. Trebuie să știu foarte bine tabla mulțirii. Iar dacă am un evar, am niște ezitări, eu nu arunc răspunsul acolo, ci pur și simplu încerc să găsesc deoparte răspunsul corect și numai după aceea mă pot folosi scrie rezultatul acela. Dar să fiu sigur la fiecare etapă. N-am voie să greșesc o singură înmulțire. Deci una singură îți dă tot rezultatul peste cap. Asta e foarte important. Da? Și acum le facem când o te găsiți. Uite, 215 minus 216 plus 43 ori 29 și minus 42 ori 29 egal cu. Iată, să vedem ce rezultat vom pune aici. Vreau să mă șmecheriță acolo la pală de timp, împărățit ori 29 și 43 ori 29. De ce mă te șmecheri? Nu te șmecheri tot, eu sunt foarte... Nu, deloc, dacă aflu 43 împărțit ori 29, scad în 29 și îmi dă 42 ori 29 și nu mai fac... Asta e și mai. Stai, dar tu vrei să spui că poți să spui deodată cât face... Bine, dacă aflu...